Bun găsit, dragii mei! Vă invit de data asta să facem împreună emisiunea Viața Gojului la Dănești, unde am găsit autoritățile publice locale la treabă, cu toate că afară plouă și nu e o vreme așa de plăcută, nu o să mergem afară, dar vorbim aici despre problemele comunității și totul începe de la bani, știți cum e. Domnul primar Emilian Rusu, primarul comunei Dănești, și domnul viceprimar Luculescu Alexandru a acceptat să-și ia un pic din timp și să stea de vorbă cu noi. Bine v-am găsit! Săruna! Săruna și bine ați venit! Aș vrea să vorbim despre bugetul acestui an, că suntem la început de an bugetar, cel puțin din punct de vedere al posibilității de a folosi banii, pentru că normal anul bugetar trebuie să înceapă la 1 ianuarie, pentru că se termină la 31 decembrie. La noi, în România, anul bugetar e mai scurt, are vreo 9-10 luni. Domnul viceprimar, în primul rând, ca să aveți niște bani, trebuie să cheltuiți niște bani pe investiții, pe cheltuielile curente, trebuie să-i aveți. Cum se constituie bugetul la dumneavoastră? Bugetul Comunei Dănești este de 3.116.000, ceea ce în bani vechi 31 de miliarde. Pe tot anul? Pe tot anul, din care 1.505.000 e de la bugetul de la veniturile locale și iar restul de la bugetul consolidat pentru echilibrare din TVA. Vă ajung banii? Cum e față de bugetul anului trecut? Față de bugetul anului trecut e mai mic cu 10 miliarde. Adică cu un sfert? Da. Păi de ce? Știți, trece prin perioada de criză. Și păi eu știam că s-a terminat criza. Da, s-a terminat, dar acum se resimte. Că dacă a fost criză, nici bani nu pot să fie. Prea mulți. Să cheltuim local cum să cheltuie. Ca investiții nu avem decât o investiție pentru un puț forat în satele de la Brătuia, care e de aproximativ 2 miliarde. Adică o două treimi din bugetul actual, domnul primar? Două treimi din bugetul actual? Nu. 2 miliarde vechi din 31 de miliarde. M-am luminat, am înțeles. Da. Și singura investiție, domnul primar? Asta deci și singura investiție, pentru că fonduri nu avem. În primul rând am căutat ca să avem banii necesari pentru cheltuielile curente într-un an de zile. Întotdeauna am fost de principiu să avem bani pentru salarizare până la sfârșitul anului și după ce alocăm această sumă prin hotărâre de Consiliu pentru salarizare, atunci mai facem și alte lucrări. Pe lângă lucrarea ceea ce a spus domnul Vice de vrem să facem, pentru că în satele Brătui nu există decât un singur forat și pentru 4 sate și foarte greu ne descurcăm cu apa, am hotărât ca pentru satele Merfulești și Trocan să facem o investiție pe aceasta, așa cum spunea domnul Vice, în jur de 2 miliarde. Avem bani pentru a face acest puț, să putem să aprovizionăm așa cum trebuie oamenii cu apă. Pentru că în zona respectivă probleme sunt mai mari decât în zona noastră cât privește apa. Deși la noi aici totul e rezolvat cât privește alimentarea cu apă. Pe lângă această sumă, am mai dat bani cam fiecare an. Am alocat și asta mulțumesc Consiliului Local. Pentru că din cele 7 locașuri de cult care au fost care există pe raza comunii, 6 au fost modernizate, ultimul este la Văcarea și sper ca și acela să fie anul acesta să făcută din nou pictura, refăcută interior, exterior și plus ceea ce mai este necesar ca să fie totuși un echilibru în toată comuna, în toate sate cât privește cheltuielile pentru culte. Încolo avem bani pentru iluminatul public. Avem bani avea permanent iluminatul public? Da, iluminatul public este permanent, de la 6 dimineața până la 8, deci de la 8 seara până la 6 dimineața. Încolo cheltuielile, bani pentru cheltuielile curente care sunt în cadrul primăriei, avem sumele necesare până la sfârșitul anului. Există și un fond de rulment, o sumă de bani pe care nu-i putem să-i cheltuim, acestea în aproape de 2 miliarde, nu-i putem să-i cheltuim decât pentru
infrastructură pentru drumuri, dar sunt insuficienți. Da, e bine că sunt. E bine că sunt, da. Dar sunt insuficienți pentru a putea începe o lucrare, un drum, pentru că noi mai avem proiecte pentru 3 drumuri și fiecare dintre ele costă de la 8-9 miliarde în sus, bani de-ai vechi. Și este insuficientă această sumă ca să putem să începem o lucrare pentru... Sperăm, dar cred că speranța, știți că speranța mare ultima, să primim sume necesare pentru a putea să modernizăm și aceste drumuri. Aveți proiecte depuse pentru așa ceva, domnule viceprimar? Adică mergeți numai pe bugetul local? Sau spunea domnul primar că spera să primiți sume. Aveți deja proiecte depuse, eu știu, la guvern, la fondurile europene? Proiecte au fost depuse în fiecare an, dar rezultatul... Nu le-ați câștigat? Nu. Au fost eligibile, dar finanțare. Da, o canalizare care s-a făcut pentru satele Dănești, Barza Bucureasa, Dănești Barza Parțial, care a fost de la funduri externe și s-a terminat lucrarea anul deci trecut. Deci ați accesat și fonduri. Da, anul trecut, anul ăsta. Și anul ăsta aveți vreun plan? Plan noi avem, deci avem trecute și sunt depuse toate proiectele la, atât la Consiliul Județean cât și la Ministerul Dezvoltării. Pentru avem pentru 3 drumuri, avem pentru o sală de festivități, avem extindere sistem de colectare epurare, canalizare pentru satele de jos și satele de sus avem proiectul făcut. Ele sunt depuse, ne-a cerut și o prioritate cum am vrea ca să facă aceste care lucrări, sunt mai urgente. Care sunt mai urgente, desigur, în primul rând, dar noi am trecut drumurile, pentru că pe aceste drumuri toată lumea circulă, toată lumea merge și după ce am terminat aceste drumuri, am zis, bine, prioritar este și o sală de festivități. Pentru că orice eveniment pe care vrem să-l desfășurăm în cadrul comunei, nu avem unde, pentru că nu există, n-a existat cămin cultural, nu există, nu avem o sală de festivități unde să putem să ne întâlnim, să facem și noi cum se face, deci, în ziua pentru vârstnici la 1 octombrie, fiii statului. Și să putem să-și închiriem, bineînțeles că ar fi... Evenimentele persoanelor fizice... Dar nu avem unde. Nu avem această sală. Deși proiectul a fost făcut din 2006. Deci construcție nouă. Da, construcție. Păi nu avem construcție. Construcție nouă. Dar parcă aveți o școală care nu mai funcționează. Nu corespunde și pentru sală de festivități. Nu? Sunt sală de clasă. Nu corespunde și nici nu ne dau voie ca să le schimbăm utilitatea. Și deci nu ne voie să le schimbăm. Am cerut chestia aceasta pentru școala de la Botoroci. Exact, exact. Pentru că acolo este o școală și vreau să facă niște birouri. O firmă. Și nici pentru birouri, deși eu părerea mea este că era bine să ne dea voie să închiriați. Pentru că să păstra clădirea cum trebuie. Clădirea locuită duce la distruge. La distruge. Sunt atâtea care se observă, unele nu mai zi. Și școlile. Dacă nu mai sunt elevi, nu mai sunt profesori, învățători care să supravegheze, să vadă, să așa, aerisirea, să lor. Bine, dar sunt primării care au investit în școlile vechi și au făcut biblioteci, cămine culturale, muzee. Nu puteți face asta? Nici asta nu vă dă voie? Nu ne dă voie. Deși am cerut anul trecut, anul acesta n-am cerut până acum, dar o să facem din nou adresa atât către Consiliul Județean, cât și către inspectorat, dar cred eu că ar fi mai bine să facem una și către Ministerul Educației. Da, prin care să cerem să le schimbăm modul de folosință. Ar fi școala de aici, de la Dănești, care anul acesta dispare, pentru că din cele 9 școli, o să mai rămână 3. 3? Da. Așa deci, puțin copii sunt acum? Copiii, să zic, s-au mai redus numărul copiilor, dar de aici, de la noi, din satele de jos, datorită faptului că microbuzul pleacă din ora în oră, copiii sunt duși la Târgu Jiu. Nu vor să-i mai aducă. Deși noi aducem din toată comuna, îi aducem gratuit. Avem, spre exemplu, în satul Trocari, un singur copil la clasa pregătitoare și pentru un singur copil la... Cred că, domn vice, sunt 7-8 km de la școală. Cred că sunt până în Trocari. 8 km 800. Da. Deci, un microbuzul se duce, duce un copil și l-a duce. Da. Și l-a duce înapoi. Cum s-au face, da. Da. Este și școală, dar... Pentru un copil... Păi și din 9 școli, dacă rămân 3, înseamnă 6 școli care nu mai... Da, nu mai e. Păi și nu vă dă voie să faceți nimic în ele, adică
o activitate culturală, un cămin cultural, ceva. Nu. Deci nu ne-au dat. Da, dar s-ar putea cu hotărâre de Consiliu am putea să ne extindem lângă. Dacă ni s-ar da, dacă ni s-ar da voie, dar nu ni s-a dat voie până acum. Ale noastre sunt. Toate. Da, dacă le-ați renovat și ați face într-un loc, știu eu, o bibliotecă, într-o altă școală, un club pentru tineri. Da, se găsesc destul de bine, trebuie și foarte mulți bani pentru a le reabilita. Chiar trebuie. Adică, de fapt, la toate trebuie bani. Că modificând modul de folosință, trebuie să faci modificări și la... Rămâne structura, de fapt, de bază. Restul, interiorul, să fac modificări. Dar oricum, dacă s-a funcționat în ele, nu sunt distruse chiar. Nu. Unele din ele au început deja să distrugă, pentru că noi am cerut bani anul trecut pentru conservare. De la Consiliul Județean am primit un răspuns, de la inspectora n-am primit nici până am prezent niciun răspuns de anul trecut, dar anul acesta le fac din nou o adresă, pentru că noi nu deținem fonduri necesare să putem să conservăm aceste școli. Și una este, dacă ea este locuită, așa cum spunea domnul vice, intri zilnic în ea, se vede dacă o țiglă se sparge și plouă pe acolo, și alta este să dăm noi... la 2 săptămâni, la 3 sau nu știu când dăm prin... Noi dăm pe acolo, cheile nu sunt la noi, cheile sunt la școală, la director, pentru că școlile, clădirea în sine, ia inspectoratului. În administrare, da? Și în proprietatea dumneavoastră. Da, în proprietatea noastră. Noi suntem aceia cei care trebuie să alocăm sume de bani pentru modernizare, pentru absolut igienizare, la școli. Bani pe care îi dăm de la început și i-am dat. În fiecare an, de la începutul anului, pentru ca ordonatorul de credit, care este secundar, care este directorul, să aibă sumele necesare să facă lucrările respective. Și până acum v-au răspuns că nu se poate face nimic în aceste școli? Deci inspectoratul nu mi-a răspuns nimic. A, nu a răspuns? Nu. Nu mi-a răspuns nimic. De când ați depus? Anul trecut am pus și anul acesta am hotărât din nou că revenim. Revenim la... Poate ar fi în afară de adresa pe care ați făcut-o, poate n-ați fost foarte convingător, deși un răspuns trebuia să primiți, poate că ar fi bine să faceți un proiect, o solicitare cu un proiect pentru fiecare construcție în parte. Aici vrem să facem asta. Întâi trebuie să obținem aprobarea lor ca să schimbăm modul de folosință, pentru că dacă faci un proiect și nu sunt de acord... Nu proiectul, nu proiectul de pentru lucrare, că ăla costă bani. Dar un proiect pe hârtie în care să le explicați în fiecare locație că e necesar, adică știți cum e cu nota aia de fundamentare, știu, Deci, în privința asta, o să merg cu domn vice, cu doamna de la urbanism, în fiecare școală, și o să scriem exact fiecare școală în modul cum se prezintă la ora actuală, ceea ce trebuie să facem noi pentru, dacă nu ni se dă voie să schimbăm modul de folosință, ceea ce trebuie să facem noi pentru conservarea clădirii respective. Sunt și școli care modul de folosință nu le mai poți schimba, în ideea că necesită foarte mulți bani, clădirile fiind de 50-60 de ani. Da. Varianta after school, v-ați gândit la ea? Acele școli de după școală, adică să vină elevii, eu știu, să fie, să-și facă temele acolo, sau nu sunt interesați părinții să... Nu sunt interesați. Adevărul este că în comuna noastră, fiind foarte desfășurată, de vreo 30 ceva de kilometri, nu poți să-i localizezi. E ora care ia mașina, îi duce mașina pe copii. ONG-uri. ONG-uri, n-aveți să le dați în folosință. Nu avem. Și în situația asta fiecare se duce acasă și își pregătește temele. Deci 6 școli care rămân de izbeliște. Da. Câte sunt acum care nu mai funcționează? Sau de când? Luând o școală de la Bucureasa, Botorogiu, Brătuia 1-4, Trocanii, Merfuleștii 5, Ungurenii, Cornetul 6. Și mai există la ora actuală școala gimnazială de la Barza de aici. La Dănești nu mai grădinițe este. La Dănești nu mai grădinițe, deci asta dispare de la anul. Nu mai sunt copii nici pentru grădinițe de la anul. Și acum sunt 7 copii la grădinițe. Da. E o jumătate de normă. Da. Și ceea că cred că va mai rămâne
mai mulți ani încolo, este școala gimnazială Băcarea și Brătoia 1-4. E orașul aproape, fiind da. Municipiul aproape, sunt mi la Bucurea, Sabotoroc și toți merg la Târgu Jiu. Până la urmă, oamenii sunt, au dreptul să aleagă și pregătesc copiii, nu e nicio problemă. Problema e că e păcat de aceste clădiri și că poate mai aveți nevoie de anumite activități care se pot face în comunitate. Ar fi totuși două școli care s-ar putea reabilita și schimba modul de folosință. Mă refer, deși e foarte veche, școala de la Brătuia și școala de aici, de la Dănești. Și Băcarea merge. Băcarea deocamdată este folosită. Este folosită. Dar celelalte sunt școli micuțe, n-ar putea fi folosite decât pentru birouri. Ceea ce ni s-a cerut. Dar n-am putut. Nu se permite nu, așa da, ceva? Da, nu. Firme care eu trebuie să închirieze... Deci, fiind clădirea, noi suntem aceia care avem grijă de clădiri, care le dăm, deci noi dăm bani pentru igienizare și pentru ceea ce trebuie, dar în timp aparțin școlii, am trimis la directoarea trimis la inspectorat, omul respectiv, este vorba de Răduțoiu, da, care are o școală de șofer și vrea să aducă birourile aici la Botorogi. Și sigur s-ar mai găsi. Bineînțeles că s-ar mai găsi, pe ce dată le-am noi modernizat un pic și da. Și ar fi două avantaje. Dar ați putea să le cereți lor să le modernizeze și să nu le luați chirie un timp. Păi da. Nu, dar două avantaje am avea. În primul le modernizează și le aduc la stare de funcționare bună și al doilea chiria. Și chiria și le puteți cere să înființeze un punct de lucru acolo ca să da. Poate să-și mute sediu, poate să dau o chirie modică, nu sediu aici, mai plătești un impozit. Pe salarii, da, asta vor să mute sediul de aceea, cu totul, da. Și cine din inspectoratul trebuie să vă dea acordul? Da, inspectorat. Păi bine, dar în momentul în care se închide o școală, mai pot ei să spună că au în administrare, ca instituție, o școală în care nu mai funcționează? Adică legea, eu mă îndoiesc că permite să administrezi, adică să ai în administrare o locație pe care o părăsești. Este, probabil este și o gândire superficială în ideea că... Cineva crede că școlile se vor redeschide. Lucrul care eu, cel puțin din punctul meu de vedere, cum am stat în sat, că stăm de vorbă cu oamenii, vedem exact. Copiii că sunt, nu mai e posibil așa ceva. Nu mai este. Nu mai e posibil pentru că nu mai există nu copii. Sunt copii. Dacă, deci, v-am spus, într-o care un singur copil, da, într-un sat. Da. Se duce la ora 12 un copil într-o canci și la ora 2 se duce cu 2, din nou. Face două curse pentru 3 copii. 3 copii sunt. Da. Păi, eu zic că trebuie insistat, adică... Să insistăm, poate să mai încercăm, să vedem. Văzut ce spune legea, că eu mă îndoiesc că spune legea că... Da, o să verificăm și noi, dragile spectatori, să vă spun. Mă îndoiesc că spune legea, poate că o să veniți, domnule primar, să rezolvăm, după ce rezolvați problema și la noi în studio, să discutăm din nou și să vedem. După ce verificăm ce spune legea, deci eu chiar sunt surprinsă, să aud că aveți 6 școli care nu le puteți folosi, nu le puteți îmbunătăți, nu le puteți închiria. Și să distrug. De conservare, de făcut îmbunătățire, am putea să le facem, dar nu avem bani. Deci noi, banii care am primit, a trebuit din ei să dăm o sumă și am dat o sumă destul de mare și școlii, pentru că școlile mai trebuie făcute lucrări pe lângă școli. Am dat pentru un teren de sport acolo, trebuie și ele în vară făcute igienizare, mai sunt multe lucrări de executat la școală. Ori școlile care funcționează. Care funcționează, da. Ori școlile care nu funcționează și care trebuie conservate, alea trebuie sume de bani destul de mari. Și în special aici mă refer la școala de la Țârculești, de la Brătuia. Trebuie schimbat acoperișul. Acolo trebuie schimbat acoperișul neapărat. Altfel, în câțiva ani se va dărâma. Dar în momentul în care v-au dat în proprietate aceste școli, că s-a discutat foarte mult asupra trecerii școlilor din proprietatea ministerului, ca da, proprietatea lui au fost, în proprietatea primărilor, au umblat și la bugetul, la felul în care se constituie bugetul, ca să aveți și fonduri pentru școli? Nu. La buget nu s-a luat. Așa era vorba. Școlile le-a avut ministerul, le-a dat primăriilor, pe urmă iar le-a mai luat o perioadă ministerul, pe urmă iar le-a dat nouă primăriilor. Deci, ni le-au luat într-o perioadă când școlile arătau foarte bine, le-au luat acolo, pe urmă școlile s-au mai deteriorat și ni-a dat din nou nouă, ca să le aducem din nou. Da, da. Bugetul este același.
Deci pentru, să zic așa, dar pentru școlile care sunt și sunt funcționabile, ne descurcăm. Dar bani pentru conservarea celorlalte nu avem. Păi și atunci am o întrebare. Când erau 9, de unde aveați bani dacă acum aveți doar pentru ăștia 3? Și bugetele erau mai mari. Da, și am făcut, deci noi, atunci când am venit în 2004, eu am venit primar, domnul Vici a venit viceprimar. N-am mai făcut lucrări cu firme autorizate. Am angajat oameni, am angajat tâmplar, am angajat zidari și am făcut toate lucrările, le-am făcut în cu... În lege, da, cu oamenii care avem angajat. Am redus costurile. Da, am redus foarte mult costurile, pentru că mi-aduc aminte, pentru școala de la Văcarea, îmi cerea atunci 240 de milioane. Și noi, în jur de 100 de milioane, le-am făcut toate școlile. Toate? Toate, da. Și aici erau numai pentru una? Numai pentru una. Și nu aveam bani. Da. Nu erau bani. Păi, firmele lucrează cum lucrează, sunt taxele care și le pun, salariile le vor cât vor ei și de aia costă mult. Pe când noi am avut oameni... Puteți TVA? Noi avut am avut meseriași cu încadrați cu minimul pe economie, ca așa era legea, și lucrau mult mai mult decât ar fi lucrat firmele. Materialele cumpăram noi, le aduceam, tot absolut. Am luat o hotărâre de consiliu și am cumpărat un papuc, da, o mașină care o avem și la ora actuală și o folosim. Și toate materialele le-am cărat cu această mașină, pentru că orice costa. Și nu aveam posibilitatea. Deci am discutat, noi nu aveam posibilitatea ca să facem școlile dacă trebuia să le facem cu firme. Firma cere foarte mult. Trebuie să aibă și ei câștigul lor. Da, într-adevăr. Da, ați găsit o soluție bună. Eu sper să găsiți și soluția, să găsiți o utilitate școlilor și să fie utile pentru comunitate, să poată fi renovate sau pentru altcineva, dacă nu puteți face activități ale comunității miele, dacă nu aveți voie sau nu aveți nevoie. Nevoie avem. Nevoie, da. Nevoie avem, dar problema este ale cui sunt. Da. Dragi telespectatori, o să încercăm și noi să aflăm ale cui sunt școlile, de ce nu pot fi transferate la alte activități, de ce ministerul zice nu le mai folosim, dar lăsați-le pe sale noastre. Ceva de genul ăsta se întâmplă, nu? Așa. Da. Și le putem lăsa să le conservăm, dar conservarea e cu bani, costă mulți bani. Pentru că sunt deci lucrări, de exemplu, la școli care nu mai funcționează de 3-4 ani de zile, sunt multe lucruri de făcut. Special, deci, Cercurești și Bucureasa, da, care sunt... Da. Nu, dar băgați niște bani, niște clădiri care nu le mai folosiți. Da. Deci și dacă le conservați, tot nu e bine. Pentru noi ar fi foarte utile două din ele, în special cea de la Dănești de aici și cea de la Cercurești, pentru a face niște sări, unde putem să ne avem și noi întâlniri cu oamenii, să le modernizăm, putem să le și extindem făcând un proiect și prin sumele de bani care le avem, pentru că acanul acesta investim 2 miliarde într-o instalație de apă, la anul nu mai avem de instalat acești 2 miliarde care i-am putea băga în reamenajarea unei clădiri din acestea, ca să avem, pentru că v-am spus, cât privește o sală de festivități, este foarte greu la ora actuală. Da, dacă în 2006, da, dacă în 2006, atunci când au venit aici, au fost aici, au venit, le-am dat terenul, am avut contractul cu Compania Națională de Investiții, Bucureștiul vine să apucă de lucrare, absolut tot. Dar a rămas la nivel de proiect, dar mai la nivel de contract n-a mai venit nimeni. Și de intenție. De intenție, de face intenție, da. Nici nu credeam în perioada aceea că nu o să reușim să-l facem. Da. Da, asta este. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă aștept, domnule primar, în studio să dezbatem din nou subiectul acestor școli, după ce ne documentăm și noi, și la minister, și la inspectorat, și la lege, dumneavoastră faceți demersurile, depuneți, să zicem la 30 de zile după ce depuneți, normal trebuie să primiți răspunsul. Da. După 30 de zile ne întâlnim din nou ca să vedem dacă ați primit răspunsul de la inspectorat? Da. Bine. Mulțumim. Permiteți-mi. Este 8 martie, este o zi deosebită și am prilejul și bucuria de a ura tuturor doamnelor și domnișoarelor din partea noastră a conducerii primăriei, din partea Consiliului Local, multă sănătate, multă fericire, succes în îndeplinirea tuturor dorințelor dumnealor și tradiționarea urare la mulți și fericiți ani. Și domnul viceprimar? Dacă domnul primar a făcut urare doamnelor, domnișoarelor, eu pot să fac și o urare domnilor. Chiar vă? Pentru că după 8 martie vine 9 martie.
Și știți, din tradiție, din bătrâni, știți că 9 martie e ziua bărbatului. Când se bea 44 de pahare. Și 44, dar nu mai să fim mici pahare, că 44 de pahare mare dezastru. Deci cu ocazia asta eu, domnilor, de fapt, la toți locuitorii comunei, le urez sănătate și în primul rând sănătate, că restul, dacă e sănătos, să te mai descurci și toate cele bune, să abate asupra caselor lor. Doamne ajută! Dragi telespectatori, și eu vă urez și doamnelor și domnilor să fie bine, să nu fie rău, cum se spune, și să fiți sănătoși, că restul le facem. La revedere!